Primăria Comunei Lenauheim vă invită la sărbătoarea costumului tradițional ediția a doua. Evenimentul are loc sâmbătă 11 mai, începând cu ora 16:30, în localitatea Bulgăruș, la spațiul de agrement în centru. Toată zona bănățeană este cunoscută drept una a coexistenței dintre multe etnii care mai de care mai diverse. Această diversitate în limbă, cultură, obiceiuri, chiar și în gastronomie, este unul din motivele unicității locale. Banatul este un ținut în care de-a lungul timpului s-au recunoscut și acceptat, au comunicat și au învățat câte ceva unele de la alte. Au cooperat, iar uneori s-au solidarizat peste 20 de etnii și grupuri etnice: români, sârbi, germani, maghiari, evrei, romi, slovaci, croați, bulgari, ucraineni, polonezi, italieni, turci, tătari, cehi, greci, armeni, francezi, ruși, arabi, proporția lor diferind în funcție de administrație. Sărbătoarea costumului tradițional din 11 mai de la Bulgăruș are ca invitați ansamblul Sveti Sava din Nicolau Mare, ansamblul Palucenca al bulgarilor din Dudești Vechi, ansamblul păstrătorii tradiției Pecca, ansamblul Plai Bănățeni în Lenauheim, ansamblul Mugur Noi și Muguraș din Bulgăruș, formația de dansuri etnic a comunei Lenauheim. Muzica va fi asigurată de formația Hit Music și soliștii Florin Pistrilă, Eugen Dugălie și Alina Trastău. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul Timp Cultura și de Consiliul Local Lenauheim.